Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de condițiile negative din maternitatea și neonatologia Spitalului Județean de Urgență din Pitești și față de tratamentul jignitor la care sunt expuse de către personalul medical, de lipsa anumitor medicamente. Nu au fost trecute cu vederea nici preconizatele măriri de salarii, mămicile spunând că medicii n-ar trebui să se plângă de faptul că n-ar fi suficient de bine plătiți, din moment ce și-au ales profesia știind care este nivelul salariilor și nici lipsa vaccinurilor. Vrem să atragem atenția domnului ministru că nu s-a ținut de cuvânt. Ne-a promis de o lună de zile că trimite corpul de control la județeană și nu a făcut-o. În al doilea rând, avem răspunsul de la DSP. Ni s-a comunicat clar în scris că în bloc operator, de exemplu, când s-a făcut în ziua operației mele seara la 8, toată ziua nu s-au făcut operații de curățenie și de dezinfecție. Și că atât secția de neonatologie cât și secția de bloc operator au fost amendate pentru nereguli. Vrem vaccinul pentru copiii noștri. Dacă 10% din populația României nu vor să-și vaccineze copiii din diferite motive, asta nu înseamnă că ceilalți 90% trebuie să fim privați de vaccinuri. Noi vrem să vaccinăm copiii, dar nu avem. Nu ni se pune la dispoziție. E ceva normal și de-aia ne simțim. Toate mămicile, mi se pare, toți vrem binele copilului nostru. Ne aflăm aici tocmai din lipsa vaccinurilor. Cel mare a avut noroc să fie vaccinat, însă fiind din nou însărcinat, am hotărât să alături de mămici, tocmai din teama să nu am vaccinuri pentru copilul meu nenăscut. Organizatorii spun că se așteptau la o participare mai numeroasă, fiind vorba despre sănătatea și viața copiilor, dar speră că apelul lor va fi recepționat corespunzător în continuare, în condițiile în care acum toată lumea e preocupată cu pregătirile pentru sărbătorile pascale.